președintele Claus Iohannis. Consiliul de vară, dar deja în această dimineață am avut o întâlnire importantă, un summit convocat pentru a discuta situația din Balcanii de Vest. Întâlnirea tocmai s-a terminat. A fost o întâlnire pe care aș califica-o ca o întâlnire bună și concluzia mea este, fiindcă nu există concluzii ale summitului, concluzia mea este că toată lumea a înțeles că trebuie să avansăm un pic mai repede cu procesul de integrare pentru Balcanii de Vest. Sigur, situațiile sunt diferite de la o țară la alta, dar eu personal sunt convins că trebuie să accelerăm și eu m-am exprimat la modul acesta că pentru toți trebuie să avem curajul să facem următorul pas. Pentru unii următorul pas înseamnă să primească statutul de candidat. Pentru alții următorul pas înseamnă să înceapă efectiv negocierile de aderare și așa mai departe. Suma sumarum, atmosfera a fost totuși una bună, chiar dacă, din motive lesne de înțeles, unii dintre lideri și-au exprimat speranța, frustrarea, încurajarea, deci și multă emoție în această întâlnire. Tema propriu-zisă va fi reluată formal și în formatul Consiliu, care începe peste 2 ore. Avem în această după-amiază câteva teme, dar una dintre ele este de, zic eu, o importanță deosebită. Este vorba despre a discuta solicitările de a deveni stat candidat ale Moldovei, Ucrainei și Georgiei. Pe această temă, Comisia Europeană a emis un punct de vedere săptămâna trecută, prin care Comisia propune ca Ucraina și Moldova să primească statutul de candidat, iar Georgia să primească un statut care declară că sprijinim aspirațiile europene, dar că este nevoie de un progres mai vizibil pentru a primi statutul de candidat. Eu am sprijinit din capul locului, știți foarte bine, am spus-o public, solicitările celor 3 state. Voi exprima astăzi punctul meu de vedere, punctul de vedere al României, care este foarte clar. Noi susținem, sprijinim și salutăm punctul de vedere al Comisiei, care este unul corect, reflectă situația din teren, este un punct de vedere care totuși vine cu câteva noutăți procedural vorbind. Comisia propune să se acorde pentru Moldova și Ucraina statutul de candidat, dar până la începerea propriu-zisă a negocierilor de aderare, trebuie să îndeplinească o serie de condiții care sunt enumerate. Eu cred că este foarte bine așa și cred că această abordare a Comisiei a reușit să aducă o mișcare în întreaga politică de extindere a Uniunii Europene, o mișcare pe care o consider foarte pozitivă. Ea poate să ducă, prin analogie, la o creștere a vitezei și pentru alte candidaturi și alte proceduri. În afară de această speță foarte importantă, și sunt optimist că în Consiliu vom aproba punctul de vedere al Comisiei, avem teme importante, interesante, noi, cum ar fi comunitatea politică propusă de Franța. Așteptăm, sigur, mai multe detalii și explicații de la inițiator, dar un lucru este deja clar
și cred că pot să-l spun acum, după ce am avut discuții foarte bune cu președintele Macron, această comunitate politică nu dorește să fie un substitut sau un pas intermediar sau un locuitor pentru extindere, ci dorește altceva, dorește să creeze o comunitate politică care discută temele care ne preocupă pe noi europenii, care se vor apleca asupra politicii externe, asupra securității energetice și așa mai departe. Mai multe vom ști, sigur, după ce toți membrii Consiliului își exprimă punctul de vedere față de acest posibil nou format, spun intenționat posibil, este o idee cu care a venit președintele Macron și acum avem prima discuție, mai degrabă informală, nu vom decide nimic asupra acestui proiect, iar mâine vom avea un Eurosummit în format extins în care vom discuta chestiuni legate de economie și despre zona euro. Fiind un summit în format extins, participăm și noi care încă nu suntem în zona euro. Știrea de mult, de regulă, a fost vorba despre opinia unuia sau a doi membri care au avut complet altă părere decât restul. Noi nu putem să modificăm doar această formă de votare, fiindcă pentru modificare trebuie mers în modificarea tratatelor. Și dacă modificăm tratatele, atunci cu siguranță vor veni în discuție și alte teme care cu aceeași ocazie ar trebui să fie modificate. Și aici ajungem la complicația procedurală. Tratatele pot fi modificate doar prin proceduri care se țin și în instituțiile europene, dar și în parlamentele naționale. Și momentan, majoritatea sunt de părere că este extrem de dificil de a duce la bun sfârșit un astfel de proces care implică votarea în toate forurile europene, plus toate parlamentele naționale, sau unii chiar sunt obligați prin Constituția lor să facă referendum pe aceste teme. Deci, teoretic, ar fi o chestiune bună să facem o arhitectură mai flexibilă, mai suplă, mai funcțională, dar pe de altă parte, când ajungem la punerea în practică, la procedură, vedem că obstacolele sunt semnificative. Bună ziua, domnule președinte, Cătălina Matei, Agenția Națională de Presă, Agerpres. Dacă îmi permiteți, v-aș adresa o întrebare legată de politica internă. Primul ministru... Dacă e musai, poftiți. Vă mulțumesc. Primul ministru Nicolae Ciucă a anunțat astăzi că prețul carburantului la pompă va fi compensat cu 50 de bani, jumătate din această reducere urmând să fie decontate de către stat. Argumentează domnia sa, spune că faptul că guvernul României continuă să implementeze măsurile de protejare a cetățenilor și economiei de efectele crizei pe care o traversăm. Cum comentați un astfel de anunț și de ce considerați că astfel de măsuri ar fi preferabilă unei reducerea accizelor? Vă mulțumesc mult! Reducerea accizelor este doar așa aparent la îndemâna guvernelor, în realitate nu este din cauza legislației europene. Deci la accize e ușor de umblat dacă vrei să le crești. Dacă vrei să le scazi, nu se prea poate sub un anumit nivel. Deci discuția aici se oprește foarte repede și rămâne una doar de teorie matematică, ca să zic așa. Celelalte instrumente la dispoziția guvernului sunt sigur cele naționale. Se umble la TVA, la sprijin bugetar, la alte mecanisme. În situația în care și la noi prețurile la pompă au crescut destul de mult, guvernul pe bună dreptate a analizat chestiunea și a ajuns la concluzia că trebuie să facă ceva atât cât se poate. Nu este posibil să plafonezi prețul direct sau să subvenționezi o parte semnificativă, dar atât cât se poate, și am discutat ieri cu premierul la această chestiune, mi-a explicat cum
vede mecanismul, atât cât se poate, este corect să se facă. Până la urmă, și 50 de bani. Sunt 50 de bani pe care nu-i dai când alimentezi la pompă și cred că la cei care, de exemplu, pentru transport de mărfuri, consumă cantități mari de carburant, se simte la sfârșitul lunii și la unii se simte chiar semnificativ. Deci, aici stăm acum și premierul m-a asigurat că această sumă poate fi suportată de bugetul național, poate fi suportată din resurse care le va identifica guvernul, mai exact Ministerul Finanțelor. Și o întrebare legată de afaceri europene. Ieri premierul croat s-a adresat plenului Parlamentului European înaintea aderării țării sale la zona euro și a declarat că și-ar dori ca din toamnă să impulsioneze procesul de accedere și în zona Schengen și că și-ar dori ca de la anul țara să se integreze în cele două formate europene. Voiam să vă întreb dacă se mai fac ceva încercări începând de la toamnă pentru a mișca acest dosar care, iată, președinția franceză se încheie și nu s-a întâmplat nimic, poate de la cea cehă să avem mai mult noroc. Vă mulțumesc. Da, chiar dacă pare că nu se face mult, pot să vă asigur că ne-am implicat foarte, foarte mult în această speță. Echipa mea, echipa guvernamentală și eu personal am avut o serie întreagă de discuții. Chestiunea este complicată și prin faptul că a trecut foarte mult timp de la evaluarea propriu-zisă și faptul că s-a adresat premierul Parlamentului, da, este un pas procedural pentru a obține avizul Parlamentului European. Noi am făcut acest pas în 2011, dar de acolo mai sunt pași de făcut. Se negociază, noi suntem implicați în negocieri și sperăm ca în final să avem și noi o soluție bună pe acest dosar, care, trebuie să fim sinceri, și pentru noi reprezintă o frustrare. Da. Mulțumesc. Vă doresc o după-amiază bună.